Bună ziua, stimați locuitori raionul Ninoi. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne cătând că afară este foarte cald. Ați găsit timp și posibilitatea să ajungem să discutăm. Trebuie să recunoaștem că în viața politică au avut loc mai multe schimbări, numai că nimic nu s-a schimbat pentru cetățeanul simplu. Noi mergem cu un program clar de a face regulă în țară. Din 2014 au făcut ce au vrut până acum. Iar au fost mai multe coaliții, s-au furat miliardul, aeroportul. Noi nu mai credem în promisiuni și în teorie. Credem doar în practică și în faptul că Republica Moldova are nevoie de un revizor, de un zavcos și pentru cei care s-au bătut joc de țară, de un chirurg. Prima, elaborăm plan de modernizare a țării, că n-au avem nici într-un domeniu. Nici economie, nici agricultură, nicăieri. Paralel cu asta, reanimăm școli profesionale. Eu, ca primar o doilea oraș din țară, vă spun, toți investitorii care au fost în Bălți, prima întrebare ne-o dădeau. Domn primar, câte mii de sfarșici ai croitoriesc, lemnari, motoriști? Și când am văzut eu că avem 20 de sfarșici diplomirăvâni pe tot nordul, nu pe Bălți. Oamenii se întorșeau și plecau. Trebuie să începem a tăie din cheltuieli. Cum ar fi? Consiliile raionale. Pe noi consiliile raionale ne coasă sute de milioane de lei pe an. Îi tăiem. Ce ne au, cum am spus, 6 milioane jumătate de euro. Noi dacă n-ați hotărâm problemele noastre la noi acasă, niciodată nu vom fi stimați de cei din exterior și o să rămânem stat de sortul numărul 3 și pentru europeni, și pentru ruși, și pentru toată lumea. Vă mulțumesc, o seară bună. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.